În primele zile ale lunii februarie, ursul își cam termină hibernatul. Iese din bărloc și dacă afară este soare și își vede umbra, se întoarce în bărloc. La grădina zoologică din Târgu Mureș, urșii Foco și Borni au ieșit din cușcă și afară au rămas și nici umbra nu și-au văzut-o. Drept este că nici soarele nu a putut fi zărit din cauza perdelei de ceață care acoperă de câteva zile orașul. Mă! Mă! Ți-e frică? Da, pute! Îți place iarna? Da, place. De ce? Te joci cu zăpadă? Joc cu zăpadă, mergem cu sanie. Eu pot să vă spun că suntem numai în începutul lunii februarie, încă ninge, vedeți. Eu cred că iarna mai încolo, adică mai încolo pleacă. Nu-l credeți pe urs? Eu sunt un om așa mai optimist de fire, dar apoi după urs nu pot să mă duc. Credeți pe urs că va fi o iarnă scurtă? Da, îl cred. Din păcate îl cred. Da. Ați vrea să mai țină iarna, să vină primăvara? Cum stați cu vremea? Deci aș vrea să mai țină cât mai mult, ca să-l văd așa pe zăpadă, cum se joacă și poate alunecă și mă face să râd un pic. Nu știu, sigur, dacă nu prea cred în mituri. Nu, anotim puține cât vrea Dumnezeu. Astea, condiții climatice și... Ursul a prevestit o iarnă scurtă. Cu siguranță, după condițiile atmosferice, e frig și cu certitudine o să mai țină. Urșii din Târgu Mureș au avut dreptate și anul trecut, așa că sunt șanse mari să se confirme curând ce au prevestit, vreme bună și apropierea zilelor de primăvară. Mersi bine, s-a uitat, nu au vrut nici cum să meargă înapoi, dar cred că și în liber, unde stau liber, tot același lucru, fiindcă temperatura și condițiile atmosferice sunt de așa natură, dacă ursul știe să citească bine, atunci va fi o iarnă mai scurtă decât altădată. Anul trecut a prevestit, să știți că a avut dreptate, am prins o zi însorită pe data de 2 februarie și nu că a fost o iarnă grea în februarie mare, dar a fost o primăvară destul de deci primăvara a venit destul de târziu. Conducerea grădinii zoologice spune că anul viitor urșii vor prevesti vremea dintr-un loc mult mai aproape de mediul lor natural. Vor avea un padoc de 5 hectare, care va fi terminat în luna mai anul acesta.